fost convocați astăzi în ședință extraordinară, o ședință deosebită, pentru a acorda titlul de cetățean de onoare al Tulcei, unui om deosebit. La această ședință participă domnul primar, îl salutăm cu deosebit respect, cei doi viceprimari și colegii mei, consilierii locali, la fel și șefii unor direcții deconcentrate. Deschid această ședință extraordinară cu punctul de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Tulcea, pictorului Barău Eugeniu, reprezentant de seamă al comunității dobrogene și al artei românești contemporane. Sunt precizate comisiile 4 și 5. Comisia 4. Comisia 4. Comisia 5. Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul primar să ia cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. În cursul ultimilor ani, la inițiativa primarului și evident cu acordul și aprobarea Consiliului Local Tulcea, am acordat în semn de recunoștință și apreciere titlul de cetățean de onoare unor concitadini de-ai noștri, oameni care au reprezentat municipiul Tulcea și nu numai, în activitatea pe care acești oameni s-au desfășurat-o, atât din punct de vedere științific, cultural, sportiv. Așadar, au fost foarte multe personalități care au primit această apreciere din partea comunității tulcene, acordându-i se această recunoaștere și acest titlu onorant, în opinia mea, de cetățean de onoare a municipiului Tulcea. Executivul primăriei, în urma unor analize care privesc activitatea foarte multor personalități din municipiul Tulcea și la inițiativa primarului, ne-am hotărât să propunem plenului Consiliului Local astăzi acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Tulcea unei personalități artistice care, în opinia mea și nu numai, nu cred că mai are nevoie de o prezentare atât de amănunțită, pentru că acest reprezentant al artelor tulcene și nu numai, este o personalitate arhicunoscută, apreciată, respectată și stimată, nu numai în cetatea noastră, ci în foarte multe localități și instituții ale României și nu numai, unde activitatea domniei sale, de punct de vedere artistic, a fost de fiecare dată apreciată. Este vorba de maestru Eugeniu Barău, prezent astăzi împreună cu familia domniei sale și cu un grup de susținători. Și pentru ca să putem
să-i acordăm această înaltă distinție conform unor precepte legale, am cerut trei puncte de vedere ale unor instituții care, evident, au directă legătură cu activitatea domniei sale. Am cerut un punct de vedere și un referat, da, sau un laudatio, din partea Direcției de Cultură a județului Tulcea, reprezentată astăzi de domnul Micu. Domnia sa a primit dezlegare din partea conducerii acestei direcții să prezinte referatul, da? Al doilea referat este din partea Institutului de Cercetări Ecomuzeale și în special sau cu precădere din partea Muzeului de Artă, unde de asemenea reprezentat este astăzi de cunoscutul, apreciatul și foarte îndrăgitul nostru custode al Casei de Artă Avramide și nu numai, salutăm domnul Paul prezența. Și mai avem un referat din partea Uniunii Artiștilor Plastici, e vorba de organizația centrală de la București, pentru că domnul Eugeniu Barău este și membru al Uniunii Artiștilor Plastici, organizația centrală, da? Și de acolo a fost delegată pentru a prezenta acest laudatio o doamnă arhicunoscută, critic și istoric de artă, director al Muzeului de Artă Constanța, doamna doctor Doina Pauleanu. Este semnatarea, cerul de-al treilea referat. Nu știu dacă, și numai din cei prezenți în sală, ci din toată zona culturală, spirituală, artistică și nu numai al municipiului, este cineva care nu îl cunoaște pe maestru Eugeniu Barău și n-ar putea să zică câteva vorbe despre domnia sa. Eugeniu Barău este o emblemă a municipiului Tulcea în ceea ce înseamnă activitatea domniei sale. De altfel, un tip discret și poate mai puțin implicat în activitățile efervescente, cultural-spirituale ale municipiului, dar foarte prezent prin calitatea operelor domniei sale, existând de altfel două expoziții permanente în municipiul Tulcea cu lucrările maestrului. Este vorba de o unitate de alimentație publică, arhicunoscută, unde puteți și salut și prezența domnului Cacencu în sală, ca susținător personal al domnului Eugeniu Barău și ca iubitor de artă, de altfel, și Casa Avramide, unde sunt cunoscute, apreciate și pot fi vizionate de fiecare dată lucrările maestrului Eugeniu Barău și știm foarte bine, ori de câte ori avem activități sau sunt activități, pentru că și eu sunt cu statutul de invitat acolo și manifestări culturale, elitiste, evident că toată lumea, dacă vreți, este extrem de onorată de aprecierile pe care cei care vin în această incintă, în Casa Avramide, le au legat de picturile maestrului Eugeniu Barău. Opera domniei sale, repet, cu
un mesaj de foarte multe ori pentru cei care îl cunosc mai bine mesajul Domniei sale, necesită o atenție mai profundă, de ce nu necesită chiar, dacă are privilegiu, niște explicații personale din partea maestrului, pentru că toate picturile Domniei sale au un anumit mesaj și au un anumit tâlc, ca să fiu mai precis. Cei mai avizați și cunoscători ai operului maestrului poate reușesc să deslușească mesajul, ceilalți cer lămuriri din partea celor care gestionează aceste picturi sau, dacă repet, avem privilegiu personal din partea maestrului. N-aș vrea să vorbesc despre influențele pe care maestrul le are în pictură din diferite curente, pentru că maestrul pictează așa cum probabil îi spune bunul Dumnezeu mintea, sufletul și mâna, da? Orice asemănare poate fi mai mult sau mai puțin motivată, dar Eugeniu Barău este un stil, sau are un stil propriu, da? Total, să spunem, într-o altă manieră decât ceilalți pictori tulceni, la fel de apreciați de altfel, și am spus-o de fiecare dată, Uniunea Artiștilor Plastici din Tulcea, această filială, este una dintre cele mai puternice filiale din țară, lucru cu care de altfel ne mândrim de fiecare dată. Pictorii tulceni sunt cunoscuți, recunoscuți și apreciați. Deci astăzi, ca un semn de mulțumire, de apreciere, de respect și de gratitudine pe care comunitatea tulceană o nutrește de foarte mult timp față de maestrul Eugeniu Barău, am considerat că este un moment bun, având în vedere experiența domniei sale și faptul că prin mâna maestrului Eugeniu Barău au trecut atât de mulți ucenici care între timp s-au format și s-au maturizat legat de această artă, este de asemenea un semn de recunoștință, pentru că maestrul Eugeniu Barău, așa discret cum este, a fost mentorul foarte multor artiști și nu numai. Pentru că în jurul domniei sale au gravitat și au avut norocul să îi fie alături de foarte multe ori, nu numai oameni de cultură, ci și, dacă vreți, oameni din zona sportivă, culturală, oameni, de ce nu, din zona chiar politică, toți cei care iubesc și apreciază arta au vrut să fie, la un moment dat, cât mai aproape de maestrul Eugeniu Barău pentru a-i împărtăși cumva din cunoștințele și din vorbele cu tâlc ale domniei sale. Domnul Eugeniu Barău a depășit de mult maturitatea artistică, pentru că s-a impus, așa cum spuneam, pe plan local și nu numai, este recunoscut din acest punct de vedere și acum nu ne rămâne decât să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să-L țină pe maestru Eugeniu Barău întreg la minte și la trup, cum se spune, ca să-L putem să fim alături de domnia sa și în continuare și să putem să-I împărtășim împreună cu cei care îl stimează și îl iubesc din frumusețea și generozitatea sufletului acestui mare artist. Am să vă rog să-mi permiteți, pentru că doamna Doina Păuleanu este plecată în afara țării și m-a rugat pe mine să dau citire referatului de prezentare din partea Muzeului de Artă Constanța și nu numai.
Eugeniu Barău este o prezență constantă și cuceritoare în spațiul plastic tulcean. Cultivat și spontan, indiferent de modă și de timp, bun pedagog, iubitor de realitate în toată complexitatea ei, pe care o descoperă și redescoperă cu uimire, încântare și vervă, adeseori polemică, pictorul a practicat și practică o pictură figurativă, realizând scene de gen cu personaje, istorii, anecdote și pilde, într-o inepuizabilă suită de imagini veridice, alegorice sau simbolice, care coboară adânc în istorie, descoperindu-și îndepărtate afinități elective. În lumea creației sale, personajele sunt în continuă acțiune, motivată sau gratuită, plină de elanuri, nu întotdeauna poetice, de temeri, uneori chiar de cruzime, iar privitorul are nevoie de timp și cultură plastică, uneori de umor, alteori de încrâncenare, de încredere în adevăr și în victoria finală a binelui, pentru a recepta uimitorul cumul de mesaje directe sau subliminare pe care pictorul le transmite. Născut la 15 mai 1946 în localitatea Frecăței, județul Tulcea, cu studii la Facultatea de Arte din Timișoara, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Tulcea și nu numai, participant activ la viața cetății cu expoziții deschise și în alte mari centre culturale ale țării, Eugeniu Barău a fost peste două decenii un dascăl de specialitate cu vocație în importantul oraș dunărean. Lucrări semnate de Eugeniu Barău se află în colecții publice și private din România, Statele Unite, Canada, Israel, Grecia, Austria, Italia, Germania, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia, Marea Britanie, Mexic, Columbia, Argentina, Africa de Sud, Filipine și Japonia. În iulie 2014, Eugeniu Barău și-a deschis o cumprinzătoare expoziție la Muzeul de Artă Constanța, care s-a bucurat de o largă audiență. Vizitatorii au admirat tehnica, stilul, fantezia cuceritoare, semnificațiile imediat descifrabile, dar și pe cele profunde, care necesită meditații asupra condiției umane, credință și smerenie. Consecvența, originalitatea și crezul său artistic, renumele dobândit în orașul dunărean, în țară și în străinătate, sunt argumente suficiente pentru a-i conferi calitatea de cetățean de onoare al municipiului Tulcea. Semnează dr. Doina Păuleanu, critic și istorie de artă, director al Muzeului de Artă Constanța. Am să-l rog pe domnul arheolog Micu să dea citire. Poftiți la un microfon. Referatul este microfonul deschis acolo. Referatul e de susține din partea direcției de spatele cultură și artă. Domnule primar, stimați consilieri, stimați invitați, stimate domnule Eugeniu Barău, îmi revine onoarea deosebită de a reprezenta două instituții în acest context, da, e emoționant și pentru mine. Reprezint Direcția Județeană pentru Cultură. Domnul Wiesauer, din păcate, nu este în oraș în acest moment, m-a rugat să prezint cuvântul domniei sale. Ca director adjunct al Institutului de Cercetări Ecomuzeale, reprezint și această instituție. În continuare voi prezenta textul pregătit de toate aceste echipe reunite. Textul a fost numit, credem noi, intitulat sugestiv, Iconarul laic. Artistul s-a născut pe 15 mai 1946 în comuna Frecăței, județul Tulcea, țara România. A studiat la Facultatea de Arte Plastice din Timișoara, promoția 1969, și a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România după 10 ani.
Timp de 20 de ani a fost profesor de desen la Casa Pionierilor din Tulcea. Între 1980-1990 a fost interzis de regimul comunist și de Uniunea Artisticilor Plastici din România. Refuzând să fie îndepărtat de universul său fabulos, Eugeniu Bareu a rămas sincer, demn și liber. Este libertatea creatorului, al cărui unic obiectiv este să dăruiască. Lucrările sunt foarte bine documentate. Pictorul este un cărturar modest și blajin. Universul lui creativ este inspirat din viața personală, religie, viața lui Iisus Hristos, viața profeților, parapsihologie, mitologie, istorie, filozofie, tradiții, viața rușilor din Dobrogea, flora și fauna Deltei Dunării, creația unor scriitori și artiști români, simbolurile universale, principiile morale și evenimentele sociale, dar nu numai. Eugeniu se reprezintă ca un iconar laic. Este un drumeț călăuză, însoțit de un inoroc ce trage un car plin cu mărturii. Identificându-se ca un mărturisitor, Eugeniu Bareu denunță în compoziție ipocrizia, minciuna, răul sub toate formele. Propune o pictură narrativă care pornește de la o temă generală, ce se dezvoltă odată cu atenția și cunoașterea privitorului. Spațiul este populat de personaje surprinse în diferite ipostaze. Scenele pornesc de la analiza societății și evoluează în fantastic. Pictura ne amintește de creațiile lui Peter Bruegel cel bătrân, Hieronymus Bosch. Universul creativ înglobează o colecție spectaculoasă de tipologii. Dincolo de acestea, artistul observă și relatează duelul permanent dintre bine și rău. Cu toate că nu mai participă la expozițiile Uniunii Artiștilor Plastici, el expune temporar în galerii din Tulcea, țară și străinătate. La cei 73 de ani continuă să picteze. Ca urmare a muncii asiduie, artistul are o colecție impresionantă de lucrări. O parte din aceste capodopere sunt expuse pe o perioadă nedeterminată la Muzeul Colecțiilor Casa Avramii de Tulcea și la restaurantul Select din Tulcea. Lucrările vândute pe parcursul vieții fac parte din colecțiile private ale unor iubitori de artă din România, Statele Unite, ale Americii, Mexic, Canada, Columbia, Anglia, Siria, Grecia, Italia, Austria, Germania, Franța, Finlanda, Danemarca, Suedia, Africa de Sud, Ungaria, Japonia, Filipine, precum și din patrimoniul cultural gestionat de Institutul de Cercetări Ecomuzeale Gavrilă Simion din Tulcea. Eugeniu Bareu este un reprezentant de seamă al Tulcei și al artei românești contemporane, opera domniei sale urmând să ne rămână multă vreme drept reper important. Este un statut dobândit cu multă trudă și pe drept recunoscut de comunitatea din care face parte. Drept urmare, suntem de părere că este îndreptățit să primească titlul de cetățean de onoare al municipiului Tulcea. Cu stimă, Iulian Vizauer, director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Tulcea, Sorina Ilincăi, manager al Institutului de Cercetări Ecomuzeale Gavrilă Simion Tulcea. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul dr. Micu. Am să rog și pe Paul Tocanie, ca să nu mai citească referatul, doar câteva vorbe, dacă poate să ne spună despre, pentru că domnia sa zilnic are privilegiul să fie pe lângă picturile maestrului, câteva vorbe. Doar două vorbe, pentru că cea mai mare parte a informațiilor l-ați surprins foarte bine, atât dumneavoastră cât și domnul Micu. Noi colaborăm frecvent cu maestrul Eugeniu Bareu și Institutul de Cercetări Ecomuzeale și prin Muzeul de Artă pe care îl reprezint aici recomandă cu toată căldurea acordarea titlului maestrului Eugeniu Bareu. Și noi, așa cum a spus dumneavoastră, că a avut o expoziție mare care s-a bucurat de un real succes la Constanța, am avut în 2015, dacă nu mă înșel, o expoziție mare a maestrului la Muzeul de Artă, care de asemenea s-a bucurat de un real succes. Succesul acelei expoziții ne-a convins că putem avea mult mai mulți vizitatori dacă maestrul va expune pe perioadă nedeterminată și la Casa Avramii. S-au spus cam tot ce trebuie despre maestru. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul Tocanie. Domnul Paul Prisada, înțeleg că dorește să adreseze și domnia sa câteva cuvinte. Vă rugăm, domnul Paul. Domnule președinte de ședință, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri,
stimați invitați. De Eugen mă leagă o prietenie mai veche decât Accentul, o prietenie de peste 40 de ani. El a început în perioada în care atât eu cât și el eram în atenția Departamentului Orhideilor cu ochi albaștri, adică ne aveau grijă de noi să nu facem prostii. Nu greșiți. N-au reușit. Mi-aduc aminte că la un moment dat la Comitetul de Cultură și Educație Socialistă, cum se chema pe vremea respectivă Direcția pentru Cultură a județului Tulcea, înaintea de a fi un vernisaj al expoziției lui Eugen, a venit președintele de atunci, Vasile Șerban, și la un moment dat la un tablou i-a sărit în ochi. Era un tablou din oraș, unde în planul 2-3 era o biserică și mai îndepărtat era o turlă pe care era o cruce. Și a zis pictorul să taie crucea acolo, să acopere cu ceva, că nu e bine să apară crucea. Eugen, bineînțeles că nu a fost de acord și expoziția aia n-a mai avut loc, dacă ne aducem aminte, Eugen. Pe de altă parte, lungile mele discuții în cei peste 43-44 de ani de când mă cunosc cu Eugen sunt pline, ample, dense, pline de sensuri. Încercăm să desfacem lumea așa cum am văzut-o noi, cum o percepem noi, el din punctul de vedere al artistului plastic, eu din punct de vedere muzical, și de fiecare dată am ajuns la niște consensuri pe care acum îmi pare rău că nu le-am înregistrat niciodată, să le putem lăsa, mai ales povețele și sfaturile pe care mi le-a dat Eugen. Dragă Eugen, din partea grupului Accent, din partea mea personal, dragă Viorica, dragă Tudor, te felicit și să vedem cât mai multe tablouri și cât mai multe vernisaje. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Prisada. Dacă din sală mai dorește cineva să adreseze câteva cuvinte. Salut și prezența unor alți membri ai Uniunii Artiștilor Plastici. Îl văd pe domnul profesor Grigore Carată. Salut prezența. Vreau să salut și prezența unui alt truditor pe ogorul culturii și spiritualității tulcene, domnul Aureli Frim. Mulțumim pentru prezență. Salutăm și prezența domnului Ștefan Caraman, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori. Și dacă dintre dumneavoastră mai este cineva care... Domnul Aurel Ifrim, poftiți la microfon, vă rog. La microfon? Da, da, poftim, da, vă rog. Microfonul deschis. Vă rog, vă rog. Dragă Eugen Barău, mă bucur nespus, nici nu știi cât mă bucur, de acest moment când, iată, oficialii Tulcei te răsplătesc pentru ceea ce meriți pe deplin, recunoștința publică pentru valoarea ta de artist extraordinar și de om ieșit din obișnuit. L-am cunoscut pe Eugen în 1969 când am venit în Tulcea, iar în 73 am făcut studioul Z și am cerut ajutorul și lui și altor pictori să facă scenografie la o piesă de teatru. I-am propus o piesă semnată de atunci de Dumitru Radu Popescu, a cărei acțiune se petrecea în bibliotecă. Și a făcut biblioteca în felul următor. Era un salon cu uși batante ca la saloanele din filmele de western și în bibliotecă se găseau de toate, mai puțin cărți. Deasupra trona o pâlnie roșie. Ce căutau aceste obiecte într-o bibliotecă, nu-mi imaginez. Și m-au întrebat atunci, printre alții, răpusatul Grigore Cuculis, măi, tu ești nebun, de Barău ți-ai găsit să te folosești, ăsta e un scoalifii necurate, dar treaba ta. Și m-a lăsat în pace, din păcate nu mi s-a dat voie să pun piesa în scenă, dar păstrez în avutul personal acea scenografie făcută de Eugeniu Barău cu o percepție extraordinară a realității. Știu că a suferit foarte mult, eram la școala populară de profesor când un personaj pe care nu vreau să-l pomenesc acum,
i-a făcut pustiul de bine să-l dea afară, să-i ia catedră, să-i ia locuința și era în pragul morții din cauza disperării soția lui, care atunci se vrea de inimă. Și avea și doi copii minori. A fost, acuzația a fost că face o pictură împotriva societății românești. El făcea o pictură dedicată în profund societății românești, preamărind în primul rând, preamărind satul românesc, civilizația folclorică. În toate tablourile lui, dacă și acum vă uitați, sunt personaje luate din mediul rural, de fapt din civilizația folclorică. Primii copii ai Domnului au fost țărani. Civilizația țărănească este fără egal. De acolo s-a inspirat și se inspiră maestrul Eugen Barău. Și ca o poantă, un gazetar și critic de artă foarte țepos, care se numea Radu Țeposu, a făcut o cronică pe pagina de gardă a revistei Urzica, unde era angajat, spunând printre altele așa: la Tulcea Eugen Barău este văzut cu niște ochi foarte înguști. În București, el este văzut cu ochi foarte mari, dovadă că toate revistele literare se întrec în a găzdui reproduceri după lucrările maestrului Barău, care recent avusese o expoziție la salonul salonul, cum să ne auge, a făcut la un salon important. La Cămină Arte. Da. Și ce nu știu cum este văzut la Tulcea cu ochii înguși, noi îl vedem cu totul altfel. Acea cronică a fost pentru Eugen la uns la inimă. Și acum cred că se simte la fel de uns la inimă pentru cum este văzut de lumea contemporană. Vă mulțumesc, domnul primar, și domnilor din primărie, care v-ați gândit la Eugen ca la un prieten al multor oameni și un bun comun al societății. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Aurel Efrim, și vă mulțumim și dumneavoastră pentru truda cu care de zeci de ani de zile vreți să puneți umărul la ceea ce înseamnă cultura, arta și spiritualitatea tulceană. Mulțumim! Dacă mai este cineva, dacă nu am, să-l rog pe domnul președinte. Da, doamna viceprimar, vă rog. Domnule primar, domnule președinte, doamnele și domnilor, stimați colegi, mă gândeam să încep prin a-i adresa o întrebare maestrului Barău. Și mă gândeam să vă întreb dacă v-ați gândit cum ați influențat viața celorlalți prin arta dumneavoastră. Pe mine personal m-ați influențat. Așa ca și mine, fiecare dintre noi v-am admirat de foarte multe ori lucrările. Și eu am ajuns la o singură concluzie, că dumneavoastră schimbați sufletul omului cu pensula. Pentru acest lucru vă mulțumim, vă mulțumesc în numele meu și al colegilor mei. Vă dorim multă sănătate și multe, multe realizări înainte. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna viceprimar. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, permiteți-mi să dau spre aprobare votului consilierilor locali privind acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? 18 voturi unanimitate. În unanimitate, Consiliul Local a votat ca domnul Eugeniu Barău să fie ales cetățean de onoare al municipiului Tulcea. Bravo! Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, acordă titlul de cetățean de onoare pictorului Eugeniu Barău pentru opera plastică de valoare inestimabilă, răspândită în întreaga lume,
odată cu numele municipiului Tulcea. Semnează primarul municipiului Tulcea. Maestre, felicitări! Mulțumim! Da. 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 Ce Aurică? Bravo, Aurică! Ce curajos ești! Să vorbim noi cu pionieri. Da. Bine, turnător. Da? Numai puțin, maestre. Da. Țineți. O să vă mai dăm semn de recunoștință, câteva materiale publicitare, un album cu municipiul Tulcea, o da. Insignă, o... a Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Tulcea, pe care vă rugăm să vă așezați la rever de astăzi înainte. De când eram pionier, n-am mai... Voi, vă rog să ia corp și doamne. Doamnelor și domnilor, Eugeniu Barău! Atâtea cuvinte înălțătoare despre mine, n-am credut că o să apuc. Dar uite, datorită prietenilor și domnului primar, au făcut fără știrea mea ceva care atât de mult m-a înălțat că nu o să vreau să cobor jos. Ce mă fac? Dar într-o zi plec și eu și plecați și voi și ne întâlnim. Și ce v-ai mai spus? Nu sunt... Vorbele mele sunt scrise cu pensula. Acolo puteți și cu alți ochi descifra tainele, marele taine a Universului și a noastră, oameni. Vă mulțumesc încă o dată și sunt chiar emoționat. Mersi, mulțumesc! Ei, vezi că cum să în legătură cu securitate. N-am nicio treabă cu ea. Sănătate, mulțumim. Mersi. Mulțumim și mulțumim și audienței care a fost alături de da. Care a fost alături de maestru. Mulțumim frumos. Da. Și vă aștept acolo. Mulțumim mult. Mulțumim. A, mulțumesc. Hă? De acolo? Păi poate. Deci a trecut primul foc. O, e signal. Mi-o pun acum. Yes. Patru ochi. Da. Nu sunt rău. Nu ca pe vreme, dar am să vă iau bunul meu. Mulțumim, domnul Cacim. Domnul Barău. Da. Aveți un tânăr admirator pe Alexandru. 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 E prietenul dumneavoastră. Ah, eu sunt mama mică, lui. Micu popă. Micu ce popă. Face? Am onoarea să vă felicit. Mulțumesc. Și să primiți și din partea lui o sinceră admirație. Mulțumesc! Ai un copil minunat. Mulțumesc și, mult de tot! Și de mare viitor că e vederea... Mulțumesc! Vorbește foarte des. Ne-am înțeles.
Ne-am înțeles pentru că legătura noastră energetică este aproape. E mai sus de înțelegerea omului. Da, da, mulțumesc. Vă felicit și numai din mea maestru. Eu am să mă ocup de partea tehnică. Să mă întreb.